Sunt Laurențiu Irimiaș și reprezint Asociația de Animale Mici, Păsări, Porumbei și Iepuri, Albatros Napoca. Deci începem cu boxa 1, vă prezint rasa de iepure, uriaș, gri belgian. Este o femelă, destul de tânără, care este prezentată de în expoziție de un crescător. Ce să vă spun, se prezintă destul de frumos, fapt pentru care a primit în urma arbitrării 94 de puncte. Care, în urma cântăririi, a întrunit o greutate de 8,5 kg, i s-a acordat 95 de puncte în urma arbitrării. Este un mascul foarte frumos, după cum se și vede, bine îngrijit, bine întreținut, care este bun pentru, prolific pentru montă, pentru mulțirea. Aici se vede că e sperios iepurele. Nu este iepurele sperios, dar este o femelă tot de uriaș gri german, care în urma arbitrării a întrunit 96 de puncte, care i s-a administrat chiar titlul de campion. Este specific, este o femelă care într-adevăr prezintă specificul rasei uriaș gri german. După cum bine observați, forma capului, poziția urechilor, culoarea blanei. Deci aceeași rasă, aș prefera cu camera să treacă, să filmeze toate animalele din această rasă, să ne detrăm spre capă la un campion, la un mascul campion, tot din aceeași rasă. Mănâncă dovleac? Nu, morcov este. Morcov este acolo? Da. Nu, morcov este plin de vitamine. Plin de vitamine. Nu, e super, e plin de vitamine. Așa uriaș gri german. Are 9,5 kg. A întrunit la procesul de arbitrare 94 de puncte. Este un mascul foarte frumos. Bine îngrijit. Bine îngrijit. Din orice punct de vedere, deci bine îngrijit. Și hrănit și din punct de vedere a condițiilor de igienă acasă la crescător, se vede că este un crescător pretențios care se respectă. Respectându-se el, e și animalul frumos. Deci tot un mascul de uriaș gri german, tot al același crescător de la boxa 17, dar care a întrunit mai multe puncte, a întrunit 95 de puncte, fapt pentru care este și bun. Bun, frumos. Și a obținut titlul de campion. Și a obținut titlul de campion, da. O femelă care cântărește 7,750 kg, a întrunit la procesul de arbitrare 96 de puncte. Este o femelă frumoasă, tânără, care merită să fie promovată în procesul de mulțire. Are ochii roșii? Uriașul alb întotdeauna este cu ochii roșii. Deci este, ochiul roșu este specificul rasei. La arbitraj s-au acordat 94,5 puncte, făcând o diferențiere între boxa 23, este femeia puțin mai bătrână. Deci, după cum bine se vede, și la partea din față, sub bărbie, are acea salbă. Femeile care trec de peste un an de zile fac salbă aceea sub barbă. Și ajunge la campion. Ajunge la campionul de uriaș alb, care la cântărire a întrunit, a cântărit 7,750 kg, i s-au acordat 96,5 puncte. Este un mascul foarte frumos,
tânăr care încă se mai poate dezvolta destul de mult. Cap, urechi, blană frumoasă, foarte bine îngrijit de crescător. Este tot un mascul de uriaș alb. La cântărire a avut 7 kg 750, am trunit 95 de punte și s-a comparat cu masculul de la boxa 25, făcându-se diferența. Cel mai frumos a primit titlul de campion. La boxa 26 e masculul puțin mai în vârstă. Am ținut cont să dăm mai mult titlul de campion la masculii tineri, care încă sunt în dezvoltare și în deplină formare. O femeluță de fluture german, care la cântărire a avut 6 kg, la procesul de arbitrare a întrunit 95 de puncte. Fluture german face parte tot dintr-o rasă mare, grea, dar care este un iepure foarte pretențios datorită desenului. Este chiar și la arbitrare mult mai greu. Deci trebuie să fii chiar cu tine însuși foarte sever. E pisică? Nu, mănâncă. Am crezut că se curăță. Da, se curăță. Se curăță ca pisică. Da, da, este un fel de îngrijire din partea lui. Și face igiena personală. Da. La procesul de arbitrare a întrunit 94,5 puncte. Deci e un mascul, zic eu, foarte bun. Se vede și conturul ochilor mult mai bine, conturul botului. Este un mascul acceptabil, plăcut. La fel și la boxa 29, tot un mascul din rasa fluture german. La cântărire a avut 6 kg 250, a întrunit 94 de puncte și a făcut concurență cu masculul de la boxa 28. Cel mai bun a luat titlul de campion. Deci în continuare vă prezentăm rasa neozelandeză alb, dar de preferat aș dori să las colegul meu, Felecan, să vă spună dumnealui mai multe specifici, datorită faptului că este și crescător la această rasă. Este o rasă frumoasă, o rasă pentru carne, sunt exemplare frumoase. Ce pot să vă spun? Greutatea? Greutatea maximă la neozelandez este de 5 kg jumate. Dacă are peste 5 kg jumate, este supraponderat și nu se mai bagă în expoziție. Dar pentru reproducție de carne e foarte bun. Deci e scurt și gros și e pentru consum. Câți urmași are o familie de iepuri neozelandez pe an? 4 rânduri de pui. Da, deci, câte doi pui? Nu, 6, 7, 8, depinde. Deci poate ca să facă și 2, 3, depinde. Dar în așa în medie 5, 6, 7 pui. Campionul este din Slovacia? Da, da. Deci are tatuaj, e un exemplar frumos. Să sperăm că o să facă pui și să și la anul când o să veniți, o să vă arătăm pui de la ei, aceeași exemplare frumoasă. Tânărul de aici a fost campion de 2 ori la Expo Transilvania, 2007-2008. Acum face 3 ani în mai și acum l-a depășit altul mai tânăr. La 3 ani este bătrân neozelandez? La 3 ani mai împerechează. Deci 3 ani merge pentru împerechere. Deci acum avem pui de la el și o să lăsăm la pensie. Poate că anul ăsta o să-l mai folosim la 2-3 munte, dar sperăm că... Mă numesc Petrean Ioan, sunt crescător de foarte mulți ani, sunt membru al Asociației Crescătorilor de Animale Mici din Cluj. Sunt în prezent crescător a 7, chiar 8 rase de iepuri, așa, din care în momentul de față sunt berbecii. Așa, vedem berbecii. Berbeci,
Berbece sunt rasa berbec german, așa se numesc. Aceștia provin din Germania. Sunt o rasă tip mare, o rasă grea, care pot să ajungă până la 8 kg 9. Conform normelor europene, acesta normal trebuie să fie până la 8 kg. În momentul de față, cele două exemplare pe care le vedem este o femeie și un mascul. Femeia cântărește 6 kg și 500, iar masculul 6 kg. Sunt două exemplare tinere. Haideți să ne apropiem și de mascul, că femeia deja îl eclipsează pe mascul. Da. Masculul este de culoare gri, este talie mare, rasa grea, are 6 kg masculul, provine din părinți cu calificative de foarte bine și excepțional. Este un mascul tânăr. După cum se poate vedea, are blana în culoarea gri, păr scurt, urechile lăsate frumos pe lângă corp. Așa. Capul este mare, rotund, ceea ce denotă faptul că este mascul. Femeile au un pic capul puțin mai mic, poate puțin mai alungit, foarte puțin. Și ce să mai zic? Un mascul sănătos, frumos. Are un nume? Îi botezați? Da, cum să nu? Gigi îl cheamă. Și pe doamna? Pe doamna Gina. Aici, în momentul de față, avem rasele Rex, care pot să fie Rex pitic și Rexul mic, să zic așa. Asta, în momentul de față, avem Rexul pitic, rasa pitică. Este un Rex aparținând tipul de rase Rex dalmațian, așa se spune. Este o rasă care ajunge la 1,7 kg. Așa, are părul scurt, se vede urechi scurte, pete pe el. Acest campion cu 96 de puncte. Da, ăsta e un campion. După cum se vede, este campion. 2010. Sigur că da. Este un băiat, după cum se observă. 96 de puncte au întrunit acești iepurași. Sunt foarte frumușei, este pereche, este băiat și fetiță, așa, fetița este gestantă. Adică e domn și doamnă. Da, e domn și doamnă, sigur că da. Băiețelul se vede acolo lângă apă, cutia cu apă. Consumă apă, cred că imediat, acum mănâncă. De data aceasta Rex dalmațian, dar după cum se vede are mai multe culori, punctele pe el, așa, roșu, negru și roșcat puțin. Aceasta este o femelă. Femeia este gestantă, se vede, o femelă foarte cuminte și aceasta prezintă caracteristicile tipului de rasă a Rexului, păr scurt, urechi mici, cap mic, membre, după cum se vede, foarte subțirele, așa, rasa Rex, dar alt tip, după cum se observă, este rasa Rex Castor, datorită faptului că blana, după cum se și vede, seamănă cu blana animalului castor. Așa. Este o blană tot așa moale, păr scurt, se folosește, se comercializează, tot pentru haine de blană, căciuli. Mă rog, în industria pielăriei. Este un iepure foarte frumos, după cum se observă, corp mic, ajunge la până la greutatea maximă 3,704 kg. Greutatea minimă pentru expoziție fiind 3500 și în momentul de față avem un mascul, după cum se observă. E un mascul care își caută o femeie.